Proiectul Bird, implementat cu un împrumut returnat din banii arădenilor, a facilitat, printre altele, modernizarea căii de rulare a tramvaielor pe traseul Făt Frumos Gara CFR Aradul Nou. Cu toate acestea, rezultatele în ceea ce privește traficul cu tramvaiul sunt invers proporționale cu așteptările. Asta pentru că, deși tramvaiele pot rula cu viteză mai mare pe noile șine, distanța este parcursă într-un timp mai îndelungat. Asta din cauza celor 42 de semafoare amplasate pe această rută. Conform informațiilor primite de la compania de transport public local, în prezent, tramvaile rulează în municipiul Arad cu o viteză medie de aproximativ 15 km/h, deși ar putea dezvolta în siguranță o viteză medie de aproximativ 50 km/h. Dacă facem un experiment pe ruta menționată în legătură cu cele 42 de semafoare, adică între Făt Frumos și Gara CFR Aradul Nou, la o viteză de 50 km/h, pe cei 10 km ai distanței, tramvaiul ar putea să-i parcurgă în aproximativ 12 minute. Dacă mai adăugăm la asta și timpii de staționare, stațiile de tramvai, timpul de parcurgere acestei rute nu ar trebui să depășească maxim 20 de minute în cel mai rău caz. Ori în prezent, pentru a ajunge de la Făt Frumos și până la Gara CFR Arad Nou, ai nevoie cu tramvaiul de aproximativ 30 de minute. Soluția este instalarea unui sistem de prioritizare a tramvaiului în trafic, astfel ca acestea să întâlnească permanent culoarea verde a semaforului. De altfel, reprezentanții administrației au și promis realizarea acestei investiții imediat după finalizarea proiectului BERD. Următoarea etapă va fi modernizarea sistemului de management al traficului prin implementarea unui sistem informatic modern care va permite crearea undei verzi pentru tramvaie, în mod special, pentru ca acestea să permită o deplasare în cele mai bune condiții și în cei mai scurt timp prin oraș, tocmai pentru a încuraja arădenii să utilizeze transportul public. Este vorba de un proiect care se află în faza elaborării documentațiilor tehnice, e vorba de studiu de fezabilitate care este în curs de elaborare, urmând să fie aprobat de Consiliul Local. Având în vedere stadiul implementării acestui sistem, este aproape imposibil de anticipat perioada care va trece până când călătorii cu tramvaiul vor avea parte de viteze decente de deplasare cu acest mijloc de transport, ținând cont de procedurile birocratice numai repede de un an de zile.